Stanța a patra, ultimul spirit. Spiritul se apropie încet, solemn, în tăcere. Când ajunse lângă el, scruge în genunche, pentru că însuși aerul cu care duhul era înconjurat părea să răspândească amărăciune și taină. Năluca era învăluit într-un veșmânt de un negru intens care ascundea capul, chipul, forma, totul mai puțin o mână întinsă ce se dezvăluia vederii. În lipsa acestui mic detaliu, ar fi fost dificil ca silueta să fie văzută în noapte, separată de pesna ce o înconjura. Când ajunse în apropierea ei, simți că năluca e înaltă și impunătoare și că prezența ei misterioasă îl umplea de o groază înmărmurită. Atât a știa, căci spiritul nu rosti o vorbă și nu schiță nicio mișcare. Mă aflu alături de spiritul Crăciunului ceva să vină?" întrebă Scrooge. Spiritul nu răspunse, însă arătă cu mâna înainte. Ești pe cale să-mi arăți umbre ale lucrurilor ce nu s-au întâmplat, dar care se vor petrece în vremurile ce vor urma, continuă Scrooge. așa e spirite. Partea de sus a veșmântului se strânse peste o clipă în faldurile sale, ca și cum duhul ar fi înclinat capul. Acesta a fost singurul răspuns pe care îl primi. Deși era obișnuit cu prezența fantomelor, lui Scrooge se făcu teamă de vedenia tăcută, atât de tare că picioarele îi tremurau. Și atunci când se pregăti să urmeze, își dădu seama că abia dacă putea sta în picioare. Spiritul se opri o clipă, ca și cum ar fi observat starea în care se află și ar fi lăsat răgaz să-și revină. Însă acest lucru nu-l liniști deloc pe Scrooge îl cuprinse o groază vagă, nedefinită, știind că dincolo de veșmântul sumbru niște ochi fantomatici erau fixați asupra în timp ce el, deși se chinuia din răsputeri, nu zărea decât o mână de stafie și o umbră întunecată. Năluca a viitorului!" exclamă el. Mă tem de tine mai mult decât de toate duhurile pe care le-am văzut. Dar cum știu că menirea ta e să-mi aduci binele, iar eu sper să trăiesc, să devin alt om decât cel care am fost până adineauri. Sunt pregătit să țin vărășia cu dragă inimă. Nu-mi vei vorbi? Duhul nu-i răspunse. Mâna era îndreptată fix înainte. Dai drumul, zise Scruge. Haide, noaptea e pe sfârșite, iar timpul e prețios pentru mine, știu asta. Dumă, Duhule! Spiritul se îndepărtă, tot așa cum sosise. Scruge-l urmă în urma straiului, care-l lua pe sus și îl purtă mai departe. Abia de ziceai că ar fi intrat în oraș, căci părea mai degrabă că orașul vine spre ei și îi înconjoară după propria vrere. Dar iată-i că ajunseră chiar în inima orașului, la bursa Londrei, printre negustori care mergeau grăbiți de colo-colo și vorbeau adunați în grupulețe, își zornăiau banii în busunare, își priveau ceasurile și se jucau gânditor cu pecețile lor mari de aur și tot așa, după cum Scrooge știa prea bine, că cei văzuse adeseori. Spiritul se opri lângă o mică adunare de negustori. Observând că mâna fantomei era îndreptată către ei, Scrooge se apropie cât să-i audă ce vorbesc. Nu," zise un bărbat grăsan cu o bărbie enormă, nu prea știu cine știe ce amănunte." Știu doar că-i mort. Când a dat tortul popii? Întrebă un altul. Aseară bănuiesc. Dar de ce? Ce i s-a întâmplat? Întrebă un al treilea, prizând o cantitate uriașă de tutun dintr-o cutie specială. Am crezut că nu o să moară niciodată. Oh, Dumnezeu știe, răspunse primul căscând. Oare ce-a făcut cu bănetul pe care l-avea? Întrebă un gentleman rumen la față, cu o excrescență suspendată de nas care arăta ca ciucurele unui curcan. Oh, n-am auzit, rosti bărbatul cu bărbia mare căscând iarăși. Probabil o fi lăsat firmei. Mie sigur nu mi l-a lăsat. asta e tot ce știu. Această remarcă ghidușă fu întâmpinată cu râsete. O să fie o înmormântare ieftină, zise același vorbitor, că zău dacă știu pe cineva care să vrea să participe. Ce-ar fi să ne oferim noi să mergem? Nu mă deranjează să merg la o masă gratis, remarcă gentlemanul cu excrescența pe nas. Dar mă aștept să primesc bucate pe cinste, dacă tot e să merg. Un altul râse. Până un alta, eu sunt cel mai altruist dintre voi, grăi primul vorbitor, că eu nu port nici când mănuși negre și sar mereu peste dejun. Dar mă ofer să merg, dacă ori mai vrea și alții. Dacă stau să mă gândesc, sunt aproape sigur că am fost cel mai bun prieten al lui, căci obișnuiam să ne oprim și să schimbăm câteva vorbe ori de câte ori ne întâlneam. La revedere! Vorbitorii și cei ce ascultaseră se îndepărtară și se amestecară în mulțime. Scrugei știa pe bărbați și privi către spirit în așteptarea unei explicații. Fantoma alunecă înspre o stradă. Degetul îi era îndreptat către două persoane care se întâlniseră. Scruge ascultă din nou, gândindu-se că ar putea afla explicația. Și pe acești oamenii cunoștea cât se poate de bine. Erau oameni de afaceri foarte avuți și importanți. Întotdeauna se străduise să le capete respectul. Vreau să zic din punct de vedere negustoresc, strict negustoresc. Ziua bună, zise unul. Bună să fie, răspunse celălalt. Ei bine, spuse primul. Bătrânul zgârie brânză a dat tortul popii până la urmă, așa -i? Așa am auzit, răspunse al doilea. E cam frig, nu? Potrivit pentru Crăciun. Patinez cumva? Nu, nu, am altele pe cap. Cu bine. Atât și niciun cuvânt mai mult. Atât dură întâlnirea lor, discuția și despărțirea. La început, Scrooge fu tentat să se mire că spiritul acordă o asemenea importanță unor conversații atât de banale la prima vedere. Însă, convins fiind că trebuie să existe vreun scop tăinuit, se porni să cugete despre ce ar putea fi vorba. Nu putea să aibă legătură cu moartea lui Jacob, căci asta se întâmplase de mult, iar această fantomă venea din viitor. Nici nu-i venea în minte cineva apropiat lui despre care ar fi putut fi vorba. Dar, neîndoindu-se că la oricine s-ar fi referit vorbele auzite, ele aveau o învățătură tainică pentru îndreptarea lui, se hotărâ să bage la cap tot ce va auzi și va vedea apoi, și, îndeosebi, să fie atent la umbrai, când aceasta va apărea. Se aștepta ca purtarea lui viitoare să-i ofere o pildă care îi lipsea și să-l facă să înțeleagă rostul acestor ghicitori. Căută chiar acolo propria imagine, însă alt om stătea în ungherul lui obișnuit și, deși ceasul arăta vremea la care obișnuia să se afle acolo, nu se văzu în mulțimea de oameni care se revărsa pe suportalul intrării. Totuși, mirarea nu-i fu prea mare, întrucât răsucise în minte pe toate părțile variantele unei schimbări în viața lui și era de părere, chiar spera, că vede în aceasta împlinirea noii rânduieli. Tăcută și întunecată, fantoma stătea lângă el cu mâna întinsă. Când se desmetici din aceste gânduri, înțelese din schimbarea locului înspre care arăta mâna și din atitudinea stafiei față de el, că ochii nevăzuți îl scrutau. Lucrul îl făcu să se cutremure și să se înfrigureze. Părăsiră locul acel aglomerat și se îndreptară către o parte obscură a orașului, despre care chiar dacă Scruci nu mai pusese piciorul acolo înainte, Știa că e tare răufamată. Drumurile erau desfundate și înguste, prăvăliile și casele arătau mizerabil. Oamenii erau pe jumătate dezbrăcați, chercheliți, șleampeți, urâți. Ulițele și gangurile, asemenea unor hasnale, revărsau pe străzile răslețe vălătuși de duhoare, de gunoaie și de jeguri umane. Iar întregul cartier era învăluit în crime, murdărie și suferință. În adâncurile acestei văgăuni infame se afla o dugheană prăpădită cu plafonul lăsat, peste care fusese construit un șopron în care se găseau de cumpărat fiare, zdrențe, sticle, zaruri și măruntaie pline de o sânză. Pe dușumia stăteau adunate grămezi de chei ruginite, cuie, cu lanțuri, balamale, bile, cântare, greutăți și resturi de fier de tot soiul. În mormanele de boarfe urâte, de grăsime stricată și printre cotloanele pline de oase, creșteau bine ascunse taine pe care doar câțiva și-ar fi dorit să le cerceteze de-a fi rapăr. Printre marfa cu care avea de-a face, lângă o sobiță cu cărbune, construită din cărămizi vechi, ședea un pungaj cu părul cărunt în vârstă de aproape șaptezeci de ani, trăgând în liniște din pipă și apărându-se de frigul de afară cu ajutorul unei draperii formate din zdrențe târcate, spânzurată de o frânghie. Scrut și spiritul se apropiară de acest om, de îndată ce în prăvălie se strecură o femeie cu o bocea mare. Însă abia intră femeia, când o alta își făcu apariția, la fel de împovărată, aceasta fiind urmată la rândul de un bărbat în haine de un negru decolorat, bărbat care fu uluit la vederea femeilor, care tresăriră la rândul lor atunci când îl recunoscură. După un scurt răgas de uimire stânjenitoare, în care bătrânul cu pipa li se alătură, cei trei izbucniră în râs. Lăsați-o pe servitoare să fie prima, strigă femeia care intrase prima în dugeană. Să urmeze spălătoria sa, iar cioclul să vină al treilea. Ia uite aici, moșule, Gău, Ce ocazie, zău așa! Cum ne-am întâlnit toți trei aici fără să fi pus la cale ceva? Nici că v-ați fi putut întâlni într-un loc mai bun, zise bătrânul Joe, scoțându-și pipa din gură. Haideți în salonaș. Știi că ți-am dat voie mai de demult să intri aici, iar ceilalți doi nu sunt nici ei niște străini. Stați-o leacă doar să închid ușa prăvăliei. Of, cum mai scârție! Nu cred să fie ceva mai ruginit aici decât balamalele uși. Cum nicio oase mai bătrâne ca ale mele nu există prin preajmă. Ha-ha! <gână> Ce să mai, suntem pe măsura îndeletnicirii noastre și cu toții ne potrivim. Haideți în salon. Hai, veniți! Odaia numită salon era spațiul din spatele draperiei de strențe. Moșul înteți focul cu o stinghie învechită și după ce potrivi lampa fumegândă căci era penserat cu tija pipei, băgă din nou pipa în gură, în acest timp, femeia care vorbise își aruncase borceaua pe podia și se așezase țanțoși pe un scaun, sprijinindu-și coatele pe genunchi și privind sfidătoare și îndrăsneață la ceilalți doi. Ei și ce? Cei cu asta, doamnă Dilber?" zise femeia. Fiecare are dreptul să se îngrijească de propria ei persoană. El mereu a făcut astfel." Așa-i, așa-i," întări și spălătoreasă. – Mai abitir ca oricine, Păi bine, femeie, nu te mai holba ca și cum ți-ar fi frică. Cine e îl mai înțelept? Doar nu o să ne căutăm acum nod în papură unul altuia. Nu, doamne, păzește, ziseră într-un glas doamna Dilber și bărbatul. Sperăm că nu. Prea bine atunci, strigă femeia, de ajuns. Doar nu să răcește nimeni dacă pierde niște boarfe de-astea. Cu atât mai mult un mort, așa-i? Că bine zici, răspunse doamna Dilbăr râzând dacă ar fi vrut să le păstreze după ce murea, a furisitul de bătrân cărpănos, continuă femeia, de ce n-a fost mai darnic în timpul vieții? Dacă ar fi fost, s-ar fi găsit cineva care să se îngrijească de el în ceasul morții, în loc să-și dea ultima suflare singur cuc. Mare adevăr grăitai, zise doamna Dilber, asta i să dumnezeiască. Ce mi-aș fi dorit să fie o pedeapsă mai grea, răspunse femeia. Și cu siguranță că ar fi fost dacă aș mai fi putut pune mâna și pe alte lucruri. Desfă boceaua aia, moșule Joe, și zim cât valorează. Spunem drept. Nu mă tem să fiu prima și nici ca ăștia să vadă ce înăuntru. Cred că nu greșesc dacă zic că știm că ne-am servit singuri înainte să ne vedem aici. Nu-i niciun păcat. Deschide boceaua, Joe. Însă mărinimia tovarășilor să nu-i dădu voie, așa încât bărbatul în haine negre ponosite își lua inima în dinți și-și scoase la iviadă prada. Nu era cine știe ce. O pecete sau două, un toc cu peniță, o pereche de butoni și o broșă fără prea mare valoare. Asta era tot. Obiectele fură cercetate și evaluate de moșul Geu, care scrise cu cretă pe perete sumele pe care era dispus să le plătească pentru fiecare în parte, făcând totalul atunci când văzu că nu mai era nimic de adăugat acesta e calculul pentru tine, zise Joe, și n-aș mai da jumătate și shilling în plus nici să mă pici cu ceară. Cine-i următorul? Veni rândul doamnei Dilber. Așternuturi și prosoape, un costumaș, două lingurițe de argint demodate, o pereche de clești de zahăr și câteva ghete. Suma ei fu înscrisă pe perete, la fel ca înainte. Mereu sunt prea darnic cu doamnele. E o slăbiciune de-a mea și uite așa o să ajung să mă ruinez, rosti bătrânul Joe. asta e plata pentru tine. Să nu mi mai ceri un penny în plus sau să te mai tocmești. Că o să-mi rău că am fost atât de generos și o să tai din preț jumătate de coroană. Acu desfă și boceaua mea, Joe, zise prima femeie. Joe se lăsă în genunchi ca să poată deschide mai ușor legătura și după ce desfăcu o grămadă de noduri, scoase o rolă mare și grea dintr-un material întunecat. Ce să fie astea? zise Joe. Draperii de pat. Exact, răspunse femeia râzând și aplecându-se în față, așa cum stătea sprijinită pe coate. Draperii de pat. Doar nu vrei să zici că le dăduși jos cu inele și cu tot restul în timp ce el zăcea acolo? întrebă Joe. Ba chiar asta am făcut, răspunse femeia. De ce n-aș fi făcut-o? Te-ai născut să faci avere, zise Joe, și e limpede că o să faci. E clar că nu o să-mi țin mâna de dragul unui ca el câtă vreme pot să fac rost de ceva doar întinzând-o. Ai cuvântul meu, Joe, răspunse calmă femeia. Vezi să nu scapi ulei pe păturile alea. Sunt păturile lui? întrebă Joe. Dar le cui crezi că ar putea fi? răspunse femeia. Doar nu o să le ia cu el în mormânt. Nădăjduiesc că nu a murit de vreo boală molipsitoare, nu? Ia zi, spuse moșul Joe, oprindu-se din ce făcea și privind spre femeie. Nu-ți fie teamă, răspunse ea. Nu mă dădeam în vânt după tovărășia lui într-atât cât să mai să pe lângă el ca să mă molipsesc, dacă o fi fost bolnav. A, poți să te uiți la cămașa aia până n-ai mai putea, dar nu o să găsești nicio găurică în ea și nici rosături. E cea mai bună din câte a avut, și încă una frumoasă. S-ar fi dus pe apa sâmbetei dacă nu eram eu. Cum adică s-ar fi dus pe apa sâmbetei? întrebă moșul Joe. Adică l-ar fi îmbrăcat pe mort cu ea, mai mult ca sigur, răspunse femeia rânjind. S-a găsit un neghiop care l-a îmbrăcat cu ea, dar i-am scos-o eu. Dacă stamba nu-i suficient de bună pentru așa ceva, atunci nu-i bună de nimic. Vine tare bine pe corp. Nu fi mai urât cu ailaltă. Scruge ascultă cu groază discuția. În timp ce tovarășii ședeau de jur împrejurul prăzii, la lumina neîndestulătoare a lămpii bătrânului, Scruge i privi cu o lehamite și o dușmănie care n-ar fi putut fi mai mari nici dacă cei trei ar fi fost niște diavoli respingători și ar fi scos la vânzare hoitul însuși. Ha-ha! râse aceeași femeie când bătrânul Joe scoase o boceluță de stofă cu bani, vărsând câștigurile celor trei. Uitați, ăsta e sfârșitul. I-a alungat pe toți cât a fost în viață ca să avem noi câștiguri de pe urma morții lui. Ha, ha, ha! Spirite, zise Scruci, cutremurându-se din cap până în picioare. Înțeleg, înțeleg! Nefericitul pot fi chiar eu. Viața mea se îndreaptă într-acolo. Dumnezeule mare, ce i asta? Se dădu înapoi îngrozit căci scena se schimbase și aproape că putea atinge un pat, unul gol, fără draperii, unde sub un cearșav zdrențuit zăcea întins ceva care, deși nu vorbea, prevestea o treabă teribilă. Odaia era foarte întunecoasă, prea întunecoasă pentru a putea fi cercetată cu atenție, deși Scrooge aruncă o privire în jur, urmând un îndemn tainic, nerăbdător să știe ce fel de încăpere era. O lumină palidă se ridica în aerul din prejur, Proiectându-se direct pe patul unde zăcea, prădat și furat de lucrurile sale, fără a fi vegheat și gelit de nimeni care să-l fi iubit, trupul acelui bărbat. Scruci privi scurt în direcția spiritului. Mâna încremenită a acestuia arăta către capul răposatului. Acoperământul era atât de neglijent aranjat încât chiar și o mică ridicare a acestuia, un deget de-ar fi trecut Scruci peste Julgiu chipul de dedesubt ar fi ieșit la ivială. Cugetă la asta, simți cât de ușor e de înfăptuit și ardea de nerăbdare, însă nu mai a avut putere să tragă vălul, cum nu a avut putere să alunge nici duhul de lângă el. Vai, moarte rece, ția până și îngrozitoare, ridică-ți aici altarul și îmbotobește-l cu lucrurile înspăimântătoare ce le stăpânești, căci acesta e regatul tău, cât despre iubitul, respectatul și onorabilul cap, nu poți clinti un fir de păr în scopurile ți înspăimântătoare și nici nu poți urăți vreo trăsătură. Nu-i vorba de faptul că mâna era grea și se prăbușa, căci nu mai avea ce să o țină, sau că inima și pulsul stăteau pe loc, ci de faptul că mâna-i fusese întinsă, generoasă și sinceră, inima curajoasă, caldă și blândă iar pulsul fusese al unui bărbat adevărat. Lovește, spirite, lovește! Vei vedea cum faptele lui bune vor țâșni din rană, să din sămânța vieții fără de moarte. Nici o voce nu pronunța aceste vorbe la urechea lui Scrooge și totuși el le auzi atunci când privi patul. Dacă acest bărbat s-ar putea ridica acum, cugetă el, oare care ar fi cele din tâi gânduri ale sale? avariția, purtarea aspră, grijile lacome, ce mai sfârșit în belșugat i-au adus toate astea. Zăcea în casa pustie și întunecată, fără ca vreun bărbat, o femeie sau un copil să spună Da, a fost bun cu mine, așa și alt minteri, și în amintirea acelei vorbe binevoitoare voi fi și eu bun cu el. La ușă zgâria o pisică, iar de sub vatră se auzeau șobolani care rodeau. Ce căutau ei în această cameră a morții și din ce pricine erau atât de neliniștiți și de tulburați? Scruci nu îndrăsni să se întrebe. Spirite, zise el, locul acesta e înfricoșător. Odată ce-l vom părăsi, nu voi uita lecția ce m-a învățat pe cuvânt. Hai să mergem! Totuși, duhul arăta cu degetul nemișcat către capul de sub giulciu. Te înțeleg, îi răspunse Scruci și de a putea, aș face ce-mi poruncești. Dar e peste puterile mele, spirite, e peste puterile mele. Din nou păru că spiritul se uită la el. Dacă e vreo persoană în oraș care să fie mișcată de moartea acestui om, zise Scruge într-o stare de agonie, spirite, înfățișează mi pe acel om, te implor. Preț de o clipă, duhul își desfășură mantia întunecată în fața lui Asemenea unei aripi și când o trase, dezvăluia o daie în lumina zilei în care se aflau o mamă cu copiii ei. Se vedea că ea aștepta pe cineva cu o înflăcărare neliniștită, întrucât se plimba în lung și în lat prin încăpere, tresărea la fiecare zgomot, privea pe fereastră, trăgea cu ochiul la ceasornic, încerca, fără folos însă, să-și facă de lucru cu acul și cu pânza, și de-abia răbda să audă vocile copiilor care se jucau. În sfârșit se auzi bătaia mult așteptată în ușă. Femeia se grăbi să răspundă și se întâlni cu soțul ei, un bărbat al cărui chip, deși tânăr, era bântuit de griji și abătut. Avea atunci o expresie ieșită din comun, un soi de desfătare profundă de care era rușine și pe care se chinuia să-și o țină în frâu se așeză lângă cina care îl aștepta lângă foc, iar când femeia îl întrebă cu glas stins ce vești are, ceea ce nu se întâmplă decât după o tăcere lungă, el se sfii să-i răspundă. E de bine sau e de rău?" zise ea încercând să-l ajute. De rău," răspunse el. Suntem ruinați?" Nu, încă mai putem spera, Caroline." Dacă el se înduplecă," zise ea uimită, doar așa." speranța moare ultima, dacă se poate întâmpla un asemenea miracol. Nu mai are cine să se înduplece, zise soțul. A murit. După chip, ea era o ființă blândă și răbdătoare, însă în adâncul sufletului era recunoscătoare sau o asemenea veste și chiar spuse acest lucru bătând din palme. O clipă mai târziu se rugă să fie iertată și îi păru rău pentru ce simțise, însă prima dată ieși la ivială bucuria inimii. Ceea ce mi-a spus femeia pe jumătate biată de care ți-am povestit aseară, atunci când am vrut să mă duc la el ca să capăt o amânare de o săptămână, și ceea ce am crezut că-i doar un pretext ca să mă evite, s-a dovedit a fi cât se poate de adevărat. Nu doar că era foarte bolnav, era chiar pe patul de moarte. Cui va fi transferată acum datoria noastră? Habar n-am. Însă până când va veni sorocul, vom avea bănuții și chiar de noi vom avea pe toți ar fi mare ghinion ca și urmașul lui să fie tot un creditor lipsit de milă. Caroline, în seara asta putem dormi cu inimile ușoare. Așa era. Oricât s-ar fi înduioșat, inimile le erau mai ușoare. Chipurile copiilor, tăcuți și adunați în prejur pentru a auzi lucruri din care înțelegeau prea puțin, deveniră mai luminoase, iar casa cu totul se veseli la auzul veștii morții acestui om singura trăire pe care spiritul i-o putu arăta în urma nefericitului eveniment nu era decât una de bucurie. arată mi puțină duioșie pentru moartea acelui om, zise Scrooge, ori o daia întunecată pe care tocmai am lăsat-o în urmă spirite va rămâne mereu prezentă în mintea mea. Duhul îl conduse pe mai multe străzi ce erau cunoscute omului nostru și în vreme ce mergeau, Scrooge privia pe aici, pe colo, pentru a se regăsi pe sine, însă nu avea sorți de izbândă. Intrară în căsuța sărăcăcioasă a lui Bob Cratchit, locuință pe care o mai vizitaseră înainte, și găsiră pe mamă și pe copii așezați în jurul focului. Liniște! O liniște adâncă! Într-unul dintre colțuri, și micuți Cratchit rămaseră în lemniți precum niște stane de piatră și se uitau la Peter, care avea în față o carte mama și fetele coseau. Dar cât de tăcuți erau toți! Și îl luă pe copil și îl așeză în mijlocul lor. Unde mai auzise scruge aceste vorbe? Nu le visase. Băiatul, el le-o mai fi citit, atunci când el și spiritul le trecuseră pragul. De ce se oprise? Mama își așeză lucrul pe masă și își duse mâna la față. Mă dor ochii de la culorile întunecate, rostia. Culori întunecate? O, bietul timp de gețel. Acum e mai bine, spuse soția lui Creacit. Îmi slăbește vederea la lumina lumânării și nu vreau ca tatăl vostru să mă vadă așa când o ajunge acasă. Văd că e vremea să sosească. De fapt, a cam trecut ceasul la care vine, răspunse Peter închizând cartea. Bănuiesc că în ultimele seri a mers ceva mai agale decât de obicei, mamă. Tăcură din nou. În cele din urmă i-a spuse cu un glas calm și voios, ezitând la un moment dat. Îmi aduc aminte cum se plimba cu el. Mi-aduc aminte cum se plimba cu timp de gețel pe umeri, foarte repejor, așa -i? Așa -i. Și eu mi-amintesc la fel, strică Peter, adesea. Și eu, exclamă un alt copil și cu toții își aminteau. Însă era atât de ușurel de purtat pe umeri, reluă ea, absorbită de lucrul de mână, iar tatăl vostru l-a iubit atât de mult că nu era deloc greu, nici un pic. Iată că a ajuns și tatăl vostru. Se grăbi să iasă în întâmpinare, iar micuțul Bob, înfășurat cu fularul său, bietul om, mare nevoie avea de el, intră în casă. Ceaiul era gata și l-aștepta pe polița sopei, și cu toți au sărit să-l ajute. Mai apoi, cei doi micuți creciți se cățărară pe genunchii lui și își lipiră obrăjorii delicați de fața lui ca și cum ar fi spus, nu fi supărat, tată, nu te întrista. Bob era tare voios față de ei și vorbea în mod plăcut cu toți membrii familiei sale. Privi lucrul de pe masă și lăudă măestria și uția la doamnei Creacit și a fetelor. Aveau să termine cu mult timp înainte de duminică, spuse el. Duminică. Deci te-ai dus azi, Robert, îl întrebă soția. Da, scumpa mea, răspunse Bob. Aș fi vrut să vii și tu. Ți-ar fi plăcut să vezi cât de verde e locul. Dar îl vei tot vedea de acum înainte. I-am promis că mă voi duce acolo în fiecare duminică. Micuțul. Micuțul meu fecior, strigă Bob. Micuțul meu copil. Se pierdu cu totul. Nu putu să se împotrivească. Dacă ar fi fost în stare să o facă, poate că el și copilul nu ar mai fi fost atât de apropiați pe cât erau. Omul ieși din odaie și urcă scările către încăperea de sus, care era luminată tare plăcut și decorată ca de Crăciun. Lângă copil era așezat un scaun și se vedeau semne cum că cineva fusese acolo de curând. Sărmanul Bob se lăsă pe scaun și, după ce se gândi o leacă și își strânse puterile, sărută fața aceea micuță. Se împăcase cu cele întâmplate și coborâ din nou, destul de mulțumit. Se adunară toți în jurul focului, în timp ce fetele și mama încă mai lucrau. Bob le povesti de mărinimia deosebită a nepotului domnului Scrooge, pe care nu-l văzuse decât o singură dată, și care, întâlnindu-l pe stradă în acea zi și văzând că arată un pic, doar un pic abătut, nu cine știe ce, zise Bob, îl întrebase ce se întâmplase de era supărat. Și, povesti Bob, pentru că vorbește mai frumos decât orice gentleman, i-am spus. Îmi pare nespus de rău, domnule Cracit, a spus el, și îmi pare tare rău și pentru buna dumitale soție. Întreacă ți fie zis, habar n-am cum de a știut una ca asta. Ce să știe scumpul meu? Păi cum? Că ești o soție bună, răspunse Bob. Toată lumea știe asta, zise și Peter. Bine spus, băiete, strigă Bob. Sper că așa -i spus de rău," a spus el, pentru buna dumita soție. Dacă-ți pot fi în un fel de folos," a mai spus, dându-mi cartea dumnealui de vizită, iată adresa mea. Rogu, te treci pe la mine." Mi-au mers la inimă vorbele lui," spuse Bob, plângând, nu atât pentru că ar putea să ne fie de vreun folos, cât pentru bunătatea cu care mi-a vorbit. Parcă l-ar fi cunoscut pe timal nostru și știa ce simțim." Sunt convinsă că e un om tare bun la suflet, zise doamna Crecit. Ai fi și mai convinsă, iubita mea, îi răspunse Bob, dacă l-ai fi văzut și ai fi schimbat câteva vorbe cu el. Nu m-ar mira deloc, ascultă ce-ți spun, dacă i-ar face rost lui Peter de o slujbă mai bună. Ia us, Peter, zise doamna Crecit. Și atunci, strigă una dintre fete, Peter își va găsi și el pe cineva și își va face și el un rost. Nu zău, îi întoarse vorba Peter râzând. Nu o să se întâmple așa iute, zise Bob, deși e timp suficient pentru așa ceva, draga mea. Însă oricum și oricând ne vom despărți unul de celălalt, sunt convins că niciunul dintre noi nu-l va uita pe timp de cețel, sărmanul. Nu-i așa? Și nici această primă despărțire din familia noastră. Nici când, tată, strigară toți într-un glas. Și mai știu, zise Bob, știu, dragii mei, că atunci ne vom aminti cât de răbdător și de blând a fost, chiar dacă era doar un copilaș. Nu vom căuta pricină de gâlceavă între noi și nu-l vom da uitării pe timp. Nu, tată, niciodată, strigară toți din nou. Sunt tare fericit, spuse micul Bob, sunt tare, tare fericit. Doamna Creacit îl sărută, fiicele sale îl sărutară, cei doi micuți crecit îl sărutară, chiar și Peter de duc mâna cu el. Spiritul lui Tim de Gețel, sufletul tău copilăros a fost un dar de la Dumnezeu. Spirite, zise Scruci, ceva îmi spune că despărțirea noastră se apropie. Știu asta, dar nu mă întreb acum. Spunem cine era bărbatul acela cufundat în somnul de moarte. Spiritul Crăciunului ceva să vină îl purtă, la fel ca și până acum, Deși de data asta era altfel, se gândi el. Într-adevăr, părea că aceste ultime vedenii, cu excepția faptului că veneau din viitor, n-aveau nicio noimă. În locurile de întâlnire ale negustorilor îl purtă. Însă nu se văzu și pe sine. Firește, duhul nu zăbovi niciunde, ci merse drept înainte spre finalul acum dorit, până când Scrooge îl rugă stăruitor să zăbovească preț de o clipă. Această curte, zise Scrooge, pe care o străbatem acum în grabă, este locul unde am lucrat de atât amar de vreme. Zăresc casa. Dăm voie să văd ce se va alege de mine în zilele ce vor urma. Spiritul se opri. Mâna era îndreptată în altă parte. Casa este în partea cealaltă, exclamă Scrooge. De ce arăți în altă parte? Neînduplecatul deget nu se îndură să arate altceva. Scruci se grăbi la fereastra biroului și privi înăuntru. Tot birou era, însă nu al lui. Mobilierul nu era același, dar silueta ce ședea pe scaun nu era el. Fantoma arăta aceeași direcție ca și mai înainte. I se alătură din nou și, întrebându-se de ce și încotro mergea, îl însoți până ajunseră la o poartă de fier. Înainte de a intra, se opri uitându-se în jur. Un cimitir. Asta însemna că aici zăcea sub pământ nefericitul om al cărui nume urma să-l afle. Era un loc venerabil, înconjurat de ziduri, năpădit de iarbă și buruieni, rod al morții vegetației, nu al vieții, tixit de prea multe îngropăciuni, plin de atâta îmbuiboare. Un loc pe cinste. Spiritul stătea printre morminte și arăta către unul anume. Scruci se îndreptă într-acolo tremurând duhul nu se schimbase însă el era îngrozit și văzu un nou sens în atitudinea ei solemnă Înainte de a mă apropia de piatra spre care arăți zise Scrooge Răspundem la o întrebare Acestea umbrele lucrurilor ce vor să vie sau doar ale lucrurilor care ar putea fi Nemișcată fantoma arăta în jos către mormântul lângă care stătea în picioare Cărările oamenilor doar prevăd anumite desnodăminte la care, dacă persistă în purtarea lor, trebuie să ajungă, zise Scrooge. Dar dacă ființele se pot abate de la ele, finalurile se vor schimba. Spunem că asta e ceea ce vrei să-mi înfățișezi în fața ochilor. Spiritul era la fel de neclintit ca întotdeauna. Scrooge se târâ către acesta tremurând și urmând direcția degetului, pe piatra acelui loc de veci lăsat în paragină, citi propriul nume, Ebenezer Scrooge. Eu sunt cel care zăcea întins în acel pat?" se tângui el în genunchi. Degetul se mișcă de la mormânt spre el și înapoi la mormânt. Nu, spirite, nu, nu, nu!" Degetul tot într-acolo arăta. Spirite strigă el apucându-l de mantie, ascultă-mă!" Nu mai sunt cel ce-am fost. Nu voi mai fi omul ce-aș fi fost dacă nu te-aș fi întâlnit. De ce mi arăți asemenea lucruri dacă soarta mi-e pecetluită? Pentru prima dată, mâna părucă tremură. Bunule duh, continuă el, căzând la pământ în fața nălucii, felul tău de a fi vrea să mă ajute și se milostivește de mine. Spunem -mi că schimbând un felul mai pot încă schimba aceste umbre ce mi le-ai arătat. Mâna binevoitoare începu să tremure și mai tare. Voi cinsti Crăciunul în suflet și voi încerca să-l respect tot timpul anului. Voi trăi în trecut, prezent și viitor. Cele trei spirite vor să lășlui în mine. Nu voi da uitării lecțiile pe care mi le-au dat. oh, spunem că pot șterge literele de o de pe acea piatră de mormânt. În agonia ce pusese stăpânire pe el, se agăță de mâna fantomatică. Duhul căută să scape din strânsoare, însă scruci stăruitor și îl împiedică. Duhul, mai puternic totuși, reuși să-l alunge. Înălțându-și mâinile într-o ultimă rugăciune pentru ca soarta să-i fie schimbată, văzu o transformare în gluga și giulgiul spiritului. Acesta se micșoră, se prăbuși și se prefăcu într-un stâlp de pat.